Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Povestea achiziției de BMW-uri de către poliția română începe să se ramifice în direcții totalmente neașteptate. Adică știți, recent poliția a încheiat un contract pentru cumpărarea 600 de automobile BMW seria 3 pentru polițiști contra 20 de milioane de euro. Cred că vine cam 38.000 de euro mașina. Ok. Asta este dumping. Da, mă rog. Unele investigații de presă, deocamdată, au arătat că criteriile de înscriere a licitației au fost suspect de precise. Astfel încât, practic, doar modelele respective se calificau, dar astea, desigur, sunt răutăți. Așa cum răutăți sunt și interpretările potrivit cărora apropierea dintre președintele Iohannis și șeful firmei respective, Michael Schmidt, ar fi avut vreo legătură cu alegerea acestui furnizor. Răutăcisme. Firmă care, de altfel, are numeroase alte contracte câștigate pentru furnizarea de diverse produse instituțiilor statului român, 45 de contracte, în valoare totală de 404 milioane de lei, adică noi. Da. Luca, adică aproximativ 83 de milioane de euro câștigate din 2015 și până acum, ceea ce e ok, desigur, e o firmă serioasă. Tot e bine că are prieten ca lumea, domnul președinte, gândește că putea să aibă un prieten în China. Să ne aducă cine, sau în India, sau că cine știe ce mașini de doi bani, așa, măcar. Ce vrei să spui? Dacia Spring este făcută în China. Asta ai fi vrut să ai springuri de poliție? Practic, în România, știți că achiziția de mașini electrice este subvenționată de statul român cu 10.000 de euro. Deci tot cetățeanul român plătește cumva pentru achiziția unei mașini produse integral în China. Nu știu dacă este cea mai bună idee pe care am fi putut să o avem. Asta e. Poate că atunci când o să se facă mașini electrice la Pitești sau la Craiova, o să se mai schimbe lucrurile. Dar ideea că subvenționez producția din China cu câte 10.000 de euro de bucată, nu zic de mașina Spring. Eu, Dacia Spring, e o mașină foarte bună. Noi râdem de ea că suntem noi răutăcioși așa, dar este o mașină foarte ok. O văd peste tot. Glumim. Da. Dar e produsă integral în China. Păi și ce? Că din banii aia se întorc și pe aici. La... Ce se întorc aici? Prin Dacia la... în salariile de la Craiova, știu ceva. Se făcute în China, mă, cu totul. Mă rog, revenind. Okay. Deci, asta este. Firma e foarte serioasă, că de-aia câștigă. Și să nu credeți că firma vinde doar mașini BMW instituțiilor statului român. Vinde și căciul de blană. Ha? Costume de stofă, cămăși, pelerine de ploaie, pălării, pulovere. Serios? Cine? BMW? Firma, asta, Bavaria, cum îi zice, Automobile Bavaria SRL, da. E vorba de un contract de aproape 620.000 de lei fără TVA încheiat de Automobile Bavaria SRL cu Poliția Locală București în iunie anul trecut, prin care au fost vândute astfel de elemente de vestimentație, scrie publicația G4 Media. Deci, acum să știți, Automobile Bavaria vinde și articole de îmbrăcăminte. Stai puțin, n-au încălzire la mașinile alea și le-au dat căciul de blană? Nu, adică dacă te duci cumva în vizită la serviciul BMW, nu știu ce, vezi că au și brelocuri, geci, șepci și așa mai departe. Potrivit publicației fanatic.ro, deși este importator de mașini, Automobile Bavaria SRL comercializează și articole de îmbrăcăminte. Pe site este un catalog de lifestyle, în care apar gece, șarfe, pelerine, veste, cum ziceam, toate cu sigla BMW. E o colecție dedicată BMW Motorsport, tricouri, jachete de ploaie și pelerine pentru motocicliști. Deci asta e, dacă vedeți polițiști locali în trafic și vă mirați, eu ce pulover mișto are polițistul ăla, zici că e pulover BMW, să știți că așa și e, de fapt. Pelerinele de ploaie cumpărate de poliție au fost vândute la 300 de lei bucata. 200 de bucăți cu totul, 60.000 de lei. Și mă simt sărman și prost. Eu tocmai am luat pelerină de ploaie maică-mii, că a cerut o pelerină de ploaie când se plimbă prin parc să se așeze pe banca udă din când în când și ai nevoie de o pelerină. I-am luat cea mai scumpă din magazinul online pe care i-am găsit-o, că e mama, frate, nu mă uit la bani. Așa. 64 de lei și 70 de bani. Săracule. E, da, tu ești și zgârcit. Băi, e cea mai scumpă, ai nebunit. Găseam eu dacă mă rugai. Nu puteam să mă duc măcar la Automobile 200 de lei, tot găseam. Bavaria să iau lui mama o pelerină de ploaie cu sigla BMW. Da. Da, s-au mai luat 200 de costume, 200 bucăți costume stofă vară. Tot BMW? De la ei, nu știu dacă. 150 bucăți costume stofă iarnă pentru 310.000 lei, 100 căciul blană neagră, 100 pălării femei, 26.000 de lei. Cămăși, mâne lungă, nu știu dar ce. Dar cu i-ar da ăștia pălărică și căciul, că practic au luat puține, nu sunt pentru toată lumea. Da. Numai doamnele, pentru gradații. Doamnele. 150 pereche poleți.
funcționar public superior clasa 3-a și 150 pereche poles funcționar public principal clasa 1. 12.000 de lei. Nu, astea nu-s de la BMW. Băi, ba da. Băi, e poles BMW. Da. Nu există nicio. Nu, trebuie să iau sigle. Da, nu mai enumerăm. Totu- avem totuși o întrebare pentru ascultătorii noștri. Noi nu ne pricepem, nu suntem motocicliști. Deci vreau să știu și eu cât costă un costum moto. Bun, costum moto. Că IGP, de exemplu, a cumpărat costume moto cu 3.000 de euro bucata de la Automobile Bavaria. Mă gândesc că poate atât costă. Eu m-am uitat pe site online, costumele moto sunt mai ieftine, dar ieftine niciuni. Cât e un costum moto adevărat? Poate atât costă, nu știu, ziceți-ne și nouă. Dar acum, serios vorbind, știți, sper că aceste costume moto de 3.000 de euro bucata îi vor proteja pe polițiștii noștri de pe motociclete și le vor salva viața atunci când vor cădea în gropi, pentru că sunt obligați să escorteze, de pildă, fără rost, diversi impostori care ajung în funcții publice în țara asta. Că poate ați uitat. Dar uite că s-au împlinit recent 7 ani de când bietul polițist Bogdan Gigină s-a prăpădit când a intrat într-o groapă în centrul Bucureștiului, că fusese obligat să le escorteze pe Gabriel Oprea, supranumit generalul Izmană, noaptea pe ploaie și fric, deși acesta nu avea dreptul la escort atunci. Procesul, de altfel, e totalmente împotmolit în urma unor chichițe avocățești, iar la anul fapta se prescrie. Dar costumul moto, sper că de acum înainte va fi mult mai bun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.